Salut, prieteni! În acest video vreau să vă arăt cum să aerisiți corect un calorifer. Acesta este într-un apartament, iar noi suntem legați la centrala orașului. În primul rând, trebuie să închidem caloriferul. Pentru caloriferul ăsta, eu am aici un imbus ca să pot să-l închid de jos și o cheiță micuță ca să pot să deschid robinetul de aerisire. Și o să avem nevoie și de o sticlă goală în care o să iasă apa. Eu am nevoie de asta pentru că nu am robineți peste tot, am doar la închis și deschis, dar unele calorifere au și la tur și la retur robineți. Deci în cazul meu nu am robinet, așa că o să deschid asta de aici și o să închidem caloriferul de tot. Deci am închis și turul și returul și acum pot să bag aici la aerisire. Deci acum că totul este închis, o să dau drumul la aerisire. Vedeți cât aer iese din calorifer? De aceea caloriferele se încălzesc doar jos, pentru că apa nu urcă sus. Stăm până nu mai se aude deloc aerul. Și acum cu aerisirea deschisă, o să dăm ușor drumul de jos. Dăm foarte ușor drumul ca să nu prindă aer. Practic acum urcă apa așa ușor în sus. Și dacă dăm foarte repede drumul, n-am făcut nicio afacere. Așteptăm acum până vine apa. Acum că a ajuns apa sus, încă nu închidem robinetul și dăm drumul la deschis ușor la calorifer. După ce am deschis turul și returul, putem să închidem aerisirea. Și la fel o să facem la fiecare calorifer din apartament. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la următorul video. Pa!